Sunt cozi de aproape 15 km la Vama Nădlac 2. Mii de români se întorc acasă să petreacă sărbătorile cu familia, însă stau în vamă chiar și 6 ore. De vină nu este afluxul mare de persoane, ci faptul că se stă foarte mult la triajul epidemiologic. În speranța că vor decongestiona vama, cei de la DSP au suplimentat numărul medicilor din vămi. Chiar și așa, nervii au fost întinși la maximum. Mai mult, unii șoferi au făcut cale întoarsă când au aflat că, după intrarea în țară, trebuie să rămână în carantină timp de 14 zile. În ultimele 24 de ore, doar prin punctul de trecere al frontierei Nădlac 2 au intrat peste 7.000 de români. S-au format cozi de aproape 15 km, iar pentru a face față afluxului mare de persoane, autoritățile au deschis toate arterele de intrare în țară. Mai mult decât atât, au cerut și suplimentarea medicilor care se ocupă de triajul epidemiologic. Am fost depășit din punct de vedere numeric. Am suplimentat atât în Nădlac 1 și în Nădlac 2 cu personal din cadrul DSP. O să avem personal triplat și în cursul serii și pe toată perioada weekendului, în așa fel încât să facem față. Puțini au fost cei care au reușit să-și păstreze calmul după orele de așteptare din vamă. Da, de 5 ore. Uitați, cu copiii acolo stăm în vamă de 5 ore. Dar nu se poate așa ceva. Vezi că am 5 ore la coadă, la rând, și nu ne... și acum ne spune că testul nu-i bun din Germania. Își bate joc de noi după un an de zile când venim acasă. Vama Nădlac 2 s-a aglomerat încă de noaptea trecută. Au existat și situații în care românii au aflat abia în punctul de trecere al frontierei că dacă vin din Germania, țara aflată pe lista galbenă, trebuie să stea în carantină dacă nu s-au vaccinat sau nu au avut COVID în ultimele 90 de zile. Dacă nu avem 14 zile de concediu, cum stăm în carantină 14 zile? Suntem nemulțumiți, venim din Germania fără să știm că ne punem în carantină. Acolo ni se fac teste de 2 ori pe săptămână și aici nu suntem informați și stăm acum de 3 ore. Facem mai mult pe la coadă decât la condus când am venit. Ne întoarcem înapoi pentru că ne-am luat 2 săptămâni și ce să facem? Stăm în carantină? Toți cei care vin din țări aflate în zona galbenă sunt obligați să treacă pe la corturile special amenajate pentru triaj. Acolo, completarea documentelor mai durează cel puțin încă o oră. Sunt oameni cu copii, au venit oameni cu copii, cu copilul de 3 ani în frigul ăsta. Am ajuns aici și uite, am ajuns aici, sistemul ăsta, stăm 2 ore, 3 ore. Avem teste rapide și nu le-a luat în considerare. Poliția de frontieră Arad a luat măsuri speciale pentru a face față situației. A fost actualizată lista statelor din zona galbenă, pentru care se impune carantină la sosirea în România, iar participanții la trafic sunt preluați de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, aflați în puncte pentru efectuarea triajului epidemiologic. Statisticile arată că anul acesta se vor întoarce acasă de sărbători mai bine de 300.000 de români stabiliți peste hotare.